În Rășinar și pe hotarul Rășinarului, cât și în împrejurimi, sunt peste 50 de troițe. Dar înainte de a vorbi despre troițe, aș dori să spun și câteva cuvinte despre Rășinari. Și voi începe prin aceea că Rășinarul este atestat documentar la anul 1204. El este mult mai vechi, se pierde în istorie. Păi rășinărenii s-au ocupat dintotdeauna cu jogăritul, cu oieritul. Rășinarul este un sat pur românesc, pur ortodox și ca semn al tăriei credinței rășinărenilor avem crucile de metal pe care le putem observa pe fiecare casă. Desigur, la acestea se adaugă și troițele și din cercetările pe care le-am făcut eu sau din ceea ce am găsit eu în arhiva parohiei, pot spune că troițele sunt foarte, foarte vechi pe hotarul Rășinarului cât și în comună. Am găsit o însemnare lăsată de protopopul Emilian Cioran, tatăl filozofului Emil Cioran, care ne spune că troițele din sat, o parte din ele, au fost ridicate și pictate în perioada în care a fost ridicată și pictată Biserica Cuvioasă a Paraschiva, deci în a doua parte a secolului al XVIII-lea. Și însemnarea pe care am găsit-o, așa, pe un octoic, s-au ridicat această troiță cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh de către credincioși evlavioși, oameni cu bună stare și pe cheltuiala lor ca să le fie lor pomenirea în veci. Așa avem troițele așezate la răspântii de drumuri, la intrarea în comună și la ieșirea din comună. Troițe avem pe hotarul Rășinarului, dar avem și pe vârfuri de munte. Dintre ele, unele sunt monumente, cele care sunt mai vechi, apoi urmează troițe legate de ridicarea lor în amintirea unor persoane dragi, așa, sau a unor minuni, am putea spune, chiar troița la care fața căreia ne aflăm acum, dar avem și troițe ridicate spre întărirea credinței, pentru că troițele sunt un simbol al credinței noastre creștine ortodoxe. Pentru că ne aflăm în fața acestei troițe, trebuie să vă spun că ea are această formă de mică chilie, așa, cu o boltă centrală așezată pe patru arcade, cu un acoperiș în patru ape, iar deasupra se află o cruce metalică. În această chilie noi avem o cruce de piatră care este pictată. De obicei se pictează pe această cruce, pe avers, răstignirea Domnului și pe revers botezul Domnului. Dar aici noi vedem că pictorul a schimbat un pic rânduiala și avem aici pe avers avem învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe boltă avem Maica Domnului cu pruncul în brațe, iar pe arcade avem scene biblice. De această troiță se leagă și o minune, pentru că a fost într-adevăr o minune ceea ce s-a produs în anul 1975. Pe 29 iunie, în acest an, 1975, a fost o rupere de nori deasupra Rășinarului și apele învorburate care au coborât de la munte, au adus bușteni, au rupt toate podurile din comună și apa s-a ridicat foarte mult, începând din această zonă până în, spre capătul satului. Și resturi de la pod, balustradele de pe marginea râului, care erau contorsionate de apă,
plus bușteni lungi de câte 4 metri, așa se învârteau în jurul crucii. Crucea a rămas intactă, nu s-a produs niciun fel de stricăciune, doar că apele au mai, prin cum erau apele cu nămol, cu mâl și așa, au mai atins pictura, dar la un an pictura a fost refăcută de către aceeași pictoriță Maica Crețu, pe care noi o avem aici în Rășinar, și a și fost sfințită în 1976 și ea se păstrează de atunci așa cum o vedem noi acum. Să înțelegem că anumite troițe sunt și unicat? Avem și troițe unicat, o să mergem să vedem troița din Vale, așa îi spune. Ea nu mai păstrează această arhitectură, ci vom vedea, noi spunem, crucea într-un picior și este formată dintr-un singur perete, așa, un zid dreptunghiular, care are o firidă în care este pictată o scenă, izvorul tămăduirii. Troița este cunoscută sub numele de Troița de sub Coștiță din Vale și observăm că este mai aparte față de celelalte troițe pe care noi le-am cercetat. Este zidită la anul 1795 și este dintr-un singur perete. Este zidită din piatră și cărămidă, acoperită cu țiglă, așa, un acoperiș în două ape. Inițial a fost acoperită cu șindrilă. Și astăzi se păstrează penele de lemn cu care a fost încheiat acoperișul. Pe acoperiș se află la fel o cruce metalică. Este pictură așa, așezată într-o firidă. Și pictura este din același an și icoana din firidă reprezintă izvorul tămăduirii, care este încadrată de 10 medalioane cu proroci. Se cunoaște și numele celor care au pictat această troiță. Este vorba de Ioan Zugravu și Oprea Zugravu din Rășinari. Sunt aceiași pictori care au pictat și în Biserica Cuvioasa Paraschiva. Deci este și același stil, se observă și aceeași mână. Această troiță este izbăvitoare de lepră și de ciumă. Așa am găsit-o consemnat în codicele și în cronica parohială. Ea este îngrijită de către vecini, de către vecinătate, chiar cel pe care l-ați văzut înainte că a venit și cu evlavie a aprins o lumânare aici, este unul dintre cei care se îngrijesc, este vorba de credinciosul nostru Nicolae Munteanu, de aici, din vecinătatea acestei troițe. Ea este îngrijită și suntem bucuroși că vecinătatea, vecinii se îngrijesc de întreținerea ei, pentru că prin această troiță și prin curăția ei, nu, se întărește și credința celor care trec și se închină lui Dumnezeu prin fața și în fața acestei troițe. Ce reprezintă pentru dumneavoastră aceste troițe? Se spune, legenda spune că crucea pe care a fost Mântuitorul Iisus Hristos răstignit nu a fost un lemn de oarecare, ca celelalte două cruci ale tâlharilor. Legenda spune că crucea Mântuitorului a fost din lemn din pomul vieții din rai. Se spune că Adam era foarte bolnav și set, văzând pe tatăl său că suferă, a zis, mă voi duce și voi găsi un leac pentru tatăl meu. Și atunci Adam îi spune, te vei duce până în rai și de acolo îmi vei aduce leacul care trebuie. Și a zis, bine, dar cum voi ști eu să ajung acolo? Zice, vei merge pe urmele mele și pe urmele pașilor mei și ale mamei tale, că noi când am fost izgoniți din rai, pe unde am călcat, n-a mai crescut iarbă. Deci iarba s-a ars acolo. Se duce set la ușa raiului și spune pentru ce a venit.
Atunci îngerul, arhanghelul Domnului, merge în rai și ajută, îi aduce un sâmbure de migdal și spune, când vei ajunge acasă, zice, tatăl tău îl găsești mort, dar îi vei pune în gură acest sâmbure din pomul vieții din rai. Îi pune, în fine, răsare o plantă, crește mare, mare, trec ani de zile, se face un copac mare și umbros. Toți trecătorii care treceau pe acolo făceau o cruce și se închinau și ziceau rugăciune că știau că e un pom al vieții, dar nu mai știau legenda. Așa. Când vine potopul lui Noe, Dumnezeu îi spune lui Noe să facă o corabie. În fine, știm povestea, cum face corabie, intră cu animale și așa, face, taie acest pom mare, era foarte mare, foarte gros, și din acest lemn face corabia. Venind potopul, apele s-au înălțat și corabia ajunge pe munți. După terminarea potopului, așa, rămâne pe vârful, corabia rămâne pe vârful muntelui Ararat. Rămâne acolo, Noe coboară cu familia și cu animale și cu tot ce a fost, trec sute, poate mii de ani, corabia rămâne acolo, bat vânturi, bat ploi, să strică, să desface. Odată vine o ploaie foarte mare, torențială, și coboară lemnele, corabia fiind desfăcută, numai scânduri și grinzi, așa separat. Coboară lemnele la vale, ploaia asta mare se face ca un râu, așa coboară. Coborând, au adus lemnele în Nazaret. Iosif, fiind logodnicul Mariei, fiind tâmplar, ia lemnele din bucăți mai mici, din scânduri, ca și scândura care a tăiat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind copil, și a tăiat-o mai scurtă și a luat și a întins, Iosif l-a certat și atunci a întins scândura, deci tot din lemnul ăsta. Ei, o grindă mare, grea, nu a putut să lucreze. Și-a pus acolo într-un șopru. Când l-a răstignit pe Domnul Iisus, iudeii au căutat un lemn greu și ca să poată să-l răstignească, ca să nu poată să-l ducă Domnul Iisus. Găsesc acest lemn, deci ăsta provenind din acel copac, îl răstignesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, îl pun drumul crucii, mă rog, Golgota, și din acest lemn fac crucea Mântuitorului. Deci, crucea pe care a fost Domnul Iisus nu e un lemn oarecare, cum era lemnul pe care au fost crucile pe care au fost răstigniți tâlharii, și Domnul Iisus Hristos, încă o dată, prin sângele vărsat pe cruce, sfințește crucea. Și de asta crucea are o putere foarte mare și asupra diavolilor și asupra lucrurilor rele, și îi mântuitoare și ajutătoare oamenilor. La noi aici în Rășinar, când trec, fiecare om se închină și zice, Doamne ajută! Ce ne puteți spune despre această troiță? Această troiță este cunoscută în Rășinar ca troița lui Petru Mitrea și ea este așezată la intersecția străzilor principală și strada Crucii. De fapt, acesta este și rostul troițelor, de a purifica localitățile, și ele sunt așezate la răspântiile de drumuri, pentru că după credința
populară, la răspântii s-ar strânge spiritele cele rele. Și rolul Troiței, al crucii, este acela de a alunga duhurile cele rele, așa după cum putem desprinde și din rugăciunea pe care ori de câte ori preotul sau ierarhul o face la sfințirea unei troițe, spune Preasfinte Stăpâne, trimite harul Preasfântului tău Duh și sfințește crucea aceasta sau semnul acestei sfinte cruci, așa, și o binecuvintează și o sfințește ca să fie semn puternic, înfricoșător împotriva tuturor dușmanilor văzuți și nevăzuți. Totodată, prin rugăciunea de sfințire, se aduc rugăciune și pentru toți cei care trec prin fața crucii și se închină. Și această rugăciune continuă prin cuvintele și pe cei care se vor închina ție în fața acestei cruci, fii ascultător și împlinitor al tuturor cererilor celor spre mântuire. Și pe cei care au ridicat această cruce, arată-i biruitori împotriva păcatului și le dăruiește toate darurile tale cele cerești și cele pământești. Și această troiță a fost ridicată în vechime, ea este datată pe acoperiș și putem vedea și anul, 1883, și a fost zidită pe locul unei mai vechi troițe. A fost ridicată de către familia Petru Mitrea în amintirea unei copile de 14 ani decedată. Troița aceasta are ca patron pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, îi vedem pictați în medalion și ea este împodobită ca și celelalte troițe, așa, și are aceeași arhitectură. Vedem în bolta centrală Sfânta Treime pictată, apoi pe arcade în medalion sfinți și de asemenea avem și cheruvimi pictați și serafimi pe exteriorul troiței. Crucea principală, care este din piatră și se află în interiorul troiței, are pictată, deci, pe față, pe avers, răstignirea Domnului Iisus Hristos, iar pe spate are botezul Domnului. Thank you.
acum și mai iertăm greșitilor noștri și nu ne duce, Doamne, pe noi într-o ispită și ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărie Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Crucea Ta, Doamne, armă de nebiruită biruință împotriva celui potrivit, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Vă spun că Domnul Părinte știe, eu, de exemplu, am avut un vis și am visat că să fac o cruce, dar eu am visat acolo, uite, era gunoaie multe acolo în partea aia de jos de drum. Și m-am pregătit ce mi-a trebuit și am văzut să pun, nu știam unde, am zis la un vecin că era deja o cruce acolo, de unde am venit acum jos, și nu mi-a dat voie. Și aveam tot materialul, ce să fac acum, m-am dus la primărie. Și a venit de la primărie, eu nu m-am uitat când m-am dus că aici este o urmă de foc. Și nu, zice, de la primărie, nu, unde să o punem? Unde spuneți dumneavoastră? Să nu cumva să fie pusă nu bine și pe mă, să se destrăcem fundamentul la cruce. Deci, uite, acolo este o urmă de foc, chiar aici. Eu când am plecat la sfat, eu nu am văzut, dar zic, acolo să fie. Și apoi aici am făcut postamentul la Sfânta Cruce și, nu. Și de atunci, mereu mă, și, de exemplu, vecinii mai punea gunoi cu carele aici în jurul la cruce și în anul 2000, că e de mult făcută crucea. Îmi amintesc că în anul 2000 nu ploua deloc și nu se făcea nici vân, nici ce otavă nu a fost. Și chiar Părintele Jeanu era la biserică, nu mai puneți gunoi la cruce la pădurdii, că de aia nu ne dă Dumnezeu ploaie. Și atunci vecinii toți s-au organizat să închidă crucea, ca să nu se mai poată pune gunoi. Și închisă aici, vedeți dumneavoastră, gardul de vecini. Da. Și aveți flori aici, aveți... Da, am pus flori, că, de exemplu, mai zicea, da, chiar și soțul meu, de unde pui tu atâtea flori? Și un părinte mă întreba, dar eu, nu s-a intrat în curte la mine, e curtea mare la mine și eu, înainte de a mă, ca de treabă, eu am înmulțit florile la mine în curte. Și eu mi-am săpat, am adus pe un om de la Rășenar de mi-a săpat pământul și ce am avut pregătit, am pus, cum vedeți, fac multe flori, din până în toamnă mereu înfloresc, da. Troița de aici este cunoscută ca Troița de la Farmacie sau Troița Crucea lui Albu. A fost ridicată în 1993 în urma unui accident când un tânăr student a trecut la veșnicie fiind accidentat în această zonă. Avem o cruce în interior sculptată din lemn cu scene, avem Maica Domnului cu pruncul în brață și în medalioane avem prorocul David și mai multe scene cu îngeri. Ea se păstrează bine și aici, în această zonă, și ne aduce aminte că trebuie să fim și prevăzători, dar totdeauna să nu uităm că Dumnezeu veghează asupra noastră și trebuie să fim conștienți că El este proniatorul, dar și noi trebuie de multe ori să ne păzim și totodată cei care sunt conducători auto trebuie să fie atenți în trafic.